Lucrările pentru ultima etapă din Pidu vor începe în acest sfârșit de an, spune edilul șef. Chiar dacă vremea poate fi nefavorabilă, iar zăpada poate veni în acest an mai repede, lucrările vor demara și asta pentru că, dacă nu se respectă termenul prevăzut inițial, există riscul ca finanțarea să se piardă, spune primarul Leoreanu. Dezăpezirea poate fi o problemă în aceste condiții. Se va realiza mai greu, întrucât zona va fi transformată în șantier. Încadrăm în termenii, pentru că dacă nu ne încadrăm în termenii, putem pierde acele lucrări nerămase. Cea mai dificilă lucrare, practic, pentru că celelalte toate se vor apropia. E vorba de strada cu zavodă pe care locuiesc eu și unde mi-am asumat eu însumi acest sacrificiu, ca să spun așa. Sperăm în această toamnă să facem măcar lucrările de instalații, de infrastructură pe această stradă. Știți că au fost și foarte multe intervenții, deficiențe, pentru că e o rețea veche. Aceasta ar fi ultima parte din strada din Pidu, care cred că va începe în partea a doua a lunii octombrie. Aș vrea în acest an să reușim măcar să facem partea de infrastructură, apă și canal, să acoperim și să putem trece la partea de borduri, de înlocuire și pregătită trotuarelor și asfaltului. Alea nu durează foarte mult, dar dacă nu facem aceste lucruri, este șansa să putem pierde acest sfârșit de lucrare și nu-și asumă nimeni, chiar dacă vom crea un disconfort pentru zona respectivă. Disconfort major a fost pe strada Ștefan cel Mare, știți foarte bine, și pe alte străzi cu caracter mai dificil al lucrărilor. Strada cu zavodă va fi așadar următoarea pe lista de lucrări autorităților publice locale. Până la sfârșitul anului, aceasta va fi transformată într-un șantier în lucru.